Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Apostolul Pavel a fost conștient de lucrul acesta și declară despre sine și spune că pe pământul acesta Duhul Sfânt îl înștiințează ceea ce îl așteaptă și în fapte, în 20 cu versetul 23 spunea: numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate ce mă așteaptă. Și ce te așteaptă? Lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să însfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt mă înștiințează ce mă așteaptă atunci când preiau o nouă biserică. Ce te așteaptă? Păi numai aplauze, numai îmbrățișări, numai... Frate, ne bucurăm, ai idei și perspective și viziuni deosebite și noi le îmbrățișăm, nu? Nu asta mă așteaptă. Mă așteaptă păreri diferite, mă așteaptă schimburi de vorbe diferite, mă așteaptă lupte, mă așteaptă stres, mă așteaptă zbucium. Dar eu nu țin numai decât la viața aceasta, să-mi fie ușoară slujba, să-mi fie ușoară alergarea, să-mi fie ușoară viața aceasta. Ci ceea ce eu țin este să îmi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Pentru că ne vom ruga în următoarea rugăciune pentru cauze, pentru familii, pentru biserică, pentru această cetate. Și Apostolul Pavel spunea, nu-i așa, vor fi necazuri în familie, ar vrea să cruți. Vor fi necazuri, fiecare cum simte și după nevoile lui. Și Domnul Iisus Hristos spunea, pe pământ veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dacă ne dorim și noi ceva pentru fiecare dintre noi, este să ne încadrăm ca și omul din Psalmul 1, tot ce începem să ducem la bun sfârșit. Aș vrea să citesc și din Filipeni, unde Apostolul Pavel îi îndemna pe credincioșii care au venit la credință și ceea ce ei trebuia ca să urmărească în viața lor de credință. Filipeni, capitolul 2, cu versetul 12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai cum sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Duceți până la capăt mântuirea voastră. Suntem chemați de Dumnezeu ca să trăim o viață în ascultare de El. Suntem chemați de Dumnezeu ca să ducem această mântuire până la capăt și să ne dăm toate silințele, să luăm în serios viața și relația noastră cu Dumnezeu. Și aș vrea ca să-l citesc acum pe Apostolul Pavel, la sfârșitul vieții lui, în care privește la ceea ce el a alergat, la ceea ce el s-a silit pe acest pământ și toate greutățile care au venit peste el, și reușește să declare în 2 Timotei, în capitolul 4, cu versetul 7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Mi-am isprăvit alergarea. Aș vrea, atât cât ține de noi, să reușim și noi tot ceea ce începem să ducem la bun sfârșit, să ne silim. Deci ne bucurăm că Dumnezeu ne binecuvintează să fim la casa Lui Dumnezeu și pentru noi este o plăcere să citim din cuvântul lui Dumnezeu.
Pentru noi este o plăcere să auzim cântările de laudă. Pentru noi este o plăcere să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, nu-i așa? Dacă alții își găsesc plăcere în lucrurile acestea trecătoare, nu știu, un sport, ce ar putea să fie o masă bună, probabil chiar în timpul slujbei, sau o muncă, realizările care ți le aduce munca, da, să petreci mai mult timp la muncă și să reușești să obții anumite realizări, să te ridici, să fii superior. Dacă noi ne bucurăm în ceva, cum spunea și acea cântare, noi ne bucurăm în cântare. Aleluia. Noi ne bucurăm în cuvânt. Aleluia. Noi ne bucurăm în rugăciune. Aleluia. Noi ne bucurăm în Duhul Sfânt. Se vorbea aici despre Iosif și mie îmi place atunci când mă gândesc la el, dar ceea ce apreciez cel mai mult e faptul că Faraon a văzut că în el a fost Duhul lui Dumnezeu. Amin. Mă gândesc și la David, un alt tânăr de la oi. Oare ce școli politice să facă, nu-i așa? Ca la, să te duci, să faci o școală politică, să știi, să conduci, nimic. De la oi a ajuns conducător peste 1000 de oameni să-i conducă în războaie. De la 1000 la milioane de oameni. Dar în el era ceva special și în el era Duhul lui Dumnezeu și lucrul acesta vrem să fie și în viețile noastre. Dacă ne uităm și la Daniel, un alt om pe care îl apreciem și din punct de vedere social, și din punct de vedere spiritual, în viața lui consacrată lui Dumnezeu, dacă apreciem ceva la el, apreciem că în el era Duhul lui Dumnezeu și oamenii știau. Dacă nu avem răspunsuri la problemele noastre, dacă nu avem o rezolvare la ceea ce noi ne confruntăm, apelăm la Daniel. Pentru că în Daniel este Duhul lui Dumnezeu. Și la el se găsește înțelepciune la orice întrebare grea. Am vrea ca la biserica din Slătinița oamenii să vadă că este Duhul lui Dumnezeu. Amin. Aici, frații în vârstă, vorbeam cu fratele Tinu că singurătatea este foarte grea. Dar în Biblie găsim o femeie văduvă în vârstă de 84 de ani, care trăise doar 7 ani împreună cu bărbatul ei, nu se depărtase de la templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Era o prorociță și s-a dus și ea în ceasul acela ca să vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Am vrea ca în felul acesta biserica noastră, da, din Slătinița, să fie o biserică binecuvântată cu Duhul lui Dumnezeu. Amin. Familiile noastre și vom trece prin încercări. E adevărat, vom trece prin lipsuri financiare uneori, cum spunea fratele Tinu, vin peste noi, alteori vor veni boli, suferințe, dar atunci când îl avem pe Domnul Iisus Hristos în barca vieții noastre, trece mai ușor. Atunci când îl avem pe Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, atunci trece mai ușor, pentru că așa ne înștiințează Sfânta Scriptură, așa ne înștiințează Duhul lui Dumnezeu, că pe drumul pe care noi avem de mers, nu o să ne aștepte doar flori, nu o să ne aștepte doar aplauze, ci o să ne aștepte și greutăți, dar cu Dumnezeu suntem mai mult decât biruitori. Am vrea să ne ridicăm în picioare și să amintim și alte cauze. Dacă aveți o cauză, în mod special, pentru care să ne rugăm,